Neajutorarea emoției moștenită de la mama ei biologică în momentul nașterii. Mama lui Julie pare să fi simțit emoția neajutorării în momentul începerii durerilor facerii. Julie se afla încă în pânte cu mamei sale în acest moment, recetând integral câmpul energetic al acesteia. De aceea aura ei a captat prin rezonanță această vibrație și ea a s-a născut cu această emoție captivă. Sentimentul că nu este bună de nimic, și abuzul de sine la vârsta de un an. Sentimentul nevredniciei și autoabuzului au fost uh, create chiar de Julie, datorându-se probabil bagajului emoțional excesiv și toxicității moștenite de la mama ei în urma abuzului de droguri. Mama ei adoptivă mi-a spus că la vârsta de un an, Julie obișnuia să se dea cu capul de pereți. Rezultatele. După cel de-al treilea tratament aplicat lui Julie. Fetița a început să doarmă toată noaptea, iar asmul aproape că i-a dispărut. După al patrulea tratament, asmul i-a dispărut complet. La scurt timp după dispariția asmului, mama adoptivă a lui Julie, care era încă tutore la acea vreme, a primit vizita unei asistente sociale. În timp ce cele două femei au discutat și au completat actele de adopție, perioadă care a durat două ore, Julie s-a jucat cu minte pe covor cu jucăriile ei, lucruri care nu se mai întâmplase niciodată până atunci. Șocată, asistenta socială a exclamat, Ce fel de medicamente îi dați?" Betty a răspuns, Nu-i mai dăm niciun fel de medicamente." Iată cum a decurs în continuare povestea în cuvintele lui Betty. Am luat-o în grijă pe Julie la vârsta de o zi. Mama ei biologică fusese dependentă de droguri, iar dorința noastră a fost de la bun început să o adoptăm. Fetița era grabă în lavă și trebuia să o internăm de cel puțin 3-4 ori pe lună în spital din cauza asmului. Medicii erau nevoiți să o conecteze la aparatele de respirație artificială și îi administrau prednison și alte două sau trei medicamente pentru asm. În plus, Julie suferea de paralizie cerebrală, iar comportamentul ei era îngrozitor. Am apelat la Dr. Nelson pentru uh, mama care nu se simțea bine. Văzând cât de mult s-a îmbunătățit starea de sănătate a acesteia, am decis să o aducem la el și pe Julie. Înainte de a veni la Dr. Nelson, Julie a fost internată în spital de șapte ori numai în luna decembrie, fiind conectată la aparatele artificiale. I-am făcut 13 tratamente la doctor Nelson, iar de atunci au trecut 3 săptămâni de când nu a mai avut niciun atac de astm. Starea ei de sănătate este mult mai bună, acum mergea aproape normal, iar comportamentul ei necontrolat a dispărut în totalitate. Când am adus-o prima oară la doctor Nelson, Juni nu vorbea deloc, acum vorbește, a învățat să numere și, în general, îi merge foarte bine. Suntem extrem de mulțumiți de rezultatele obținute până acum. Parcă am avea un alt copil. Înainte au existat momente în care nu știam dacă va supraviețui unui nou atac de asp sau crizelor în care începea să se izbească cu capul de pereți. Uneori, aceste crize durau două ore și jumătate. Acum, chiar dacă ceva o enervează, nu mai face o criză, cel mult plânge puțin. Suntem extrem de fericiți și ne simțim cu toții mult mai bine. Rezultatele din ce în ce mai bune. Starea de sănătate și comportamentul lui Julie au continuat să se îmbunătățească, iar în scurt timp medicii au informat-o pe Betty că Julie nu mai suferea de paralizie cerebrală și de retardare mentală. Comportamentul ei sălbatic a dispărut, iar Julie a devenit o fetiță cu minte. Această experiență la care s-au adăugat multe altele m-a învățat că multe probleme de sănătate și comportamentale cu care se confruntă copiii pot fi rezolvate eficient cu ajutorul codului emoțiilor. În cazul lui Julie, nu numai starea ei de sănătate fizică s-a îmbunătățit, ci și cea mentală. Este o satisfacție incredibilă că poți elibera un copil mic de gheara energiilor negative care îi pot distruge viața. Testarea surogat a animalelor Testarea surrogat este și soluția perfectă în cazul animalelor. Dacă ar înțelege ce li se cere și ar participa la test, multe animale ar putea fi testate direct. Metoda folosirii unei persoane surogat este însă mult mai sigură. Să spunem că dorești să îți testezi calul. În acest caz, roagă persoana surogat să atingă animalul, apoi pune întrebări subconștientului calului și testează răspunsurile cu ajutorul surocatului. Ori de câte ori testez un animal, îi vorbesc la fel ca unui om. Chiar dacă animalul nu mi înțelege cuvintele, el pare că se, să se conecteze cu energia emoțională a gândurilor mele. În urma numeroase experiențe de acest fel, am ajuns la concluzia de nezdruncinat că animalele înțeleg ce încercăm să facem pentru ele. De multe ori capacitatea lor de a înțelege intențiile umane o depășește pe cea a minții noastre conștiente. Testarea surogat funcționează de minune în cazul pisicilor, câinilor și al celorlalte animale. Există atât de multe povești remarcabile referitoare la folosirea codului emoțiilor în cazul animalelor încât m-am decis să consacru un întreg capitol acestui subiect. Aplicarea testelor surogat în cazul animalelor. În plus, testarea surogat permite tratarea persoanelor inconștiente sau chiar aflate în comă. Chiar dacă mintea conștientă a pacientului nu este capabilă să stabilească un contact verbal, mintea sa subconștientă rămâne la fel de activă, întrucât nu doarme niciodată. Funcțiile corporale ale persoanei inconștiente continuă să opereze la fel de bine, ele respiră, iar inima lor continuă să bată. Mintea lor subconștientă este perfect conștientă de mediul înconjurător și încearcă să restabilească ordinea în viața acestor persoane. Atunci când îi pui ansamblului corp minte o întrebare, mintea sa subconștientă cunoaște răspunsul chiar dacă persoana este inconștientă și nu poate participa în mod activ la testare. În astfel de cazuri, testarea printr-o persoană surugat este soluția perfectă. Testarea musculară nu trebuie niciodată folosită în situații de urgență care necesită o procedură de resuscitare. Acum câțiva ani, tata a suferit de un anevriz cerebral masiv și a intrat în comă. De bună seamă, dorința mea cea mai arzătoare a fost să îl ajut cât de bine putem. Când l-am vizitat la spital împreună cu Gin, am constatat însă că nu puteam lucra direct cu el, că era înconjurat de tot felul de aparate și de tuburi. De aceea am rugat-o pe Gin să acționeze ca un surga pentru tata. Deci acesta se afla în comă. Ne-am putut conecta imediat la mintea lui subconștientă, stabilind ce trebuie să facem pentru a-l ajuta, în afara celor deja interprinse de personalul medical. A fost o experiență de neuitat care m-a făcut să fiu mai recunoscător ca oricând pentru darul testării surogat. Obținerea permisiunii. Îți reamintesc că înainte de a lucra cu cineva, trebuie să-i obții întotdeauna permisiunea, indiferent dacă îl testezi direct printr-o persoană surogat sau prin procură. Testarea surogat este un instrument atât de util încât o consider absolut indispensabilă pentru atingerea potențialului maxim al acestui tip de activitate terapeutică. De pildă, ea permite lucru cu animalele, cu copiii mici, cu persoanele inconștiente și cu cele care se simt prea slăbite sau care au dureri prea mari pentru a putea fi testate personal. Testarea prin procură. Atunci când o persoană primește autoritatea de a acționa în numele altei persoane, vorbim de o acțiune din, prin procură. O persoană care acționează prin procură este un, un substitut al persoanei pentru care acționează. În cazul testării prin procură, persoana substitut devine temporar persoana testată. Prin acceptarea voluntară a acestei poziții, ea poate fi testată în locul subiectului, permițând corpului ei să ia locul acestea din urmă în beneficiul lui. Testarea prin pocură este extrem de utilă atunci când dorim să ajutăm pe cineva care nu este prezent sau care este inaccesibil dintr-un motiv sau altul. Practic, eliminarea emoțiilor nerezolvate captive în acest caz echivalează cu o vindecare la distanță. Deși acest tip de terapie nu este deloc practicat de medicina occidentală convențională, el a fost practicat în trecut și continuă să fie practicat inclusiv la ora actuală de către practicanții metodei Silva ai Queen Gongului, al Kung Fu și Rehi și a altor discipline foarte respectate. Vindecarea lui Allison pe când aceasta se afla în Japonia. Am lucrat odată cu mai multe balerine de la o școală locală de dans din vecinătatea cabinetului meu. Alison, una dintre dansatoarele pe care le tratam, a plecat la un moment dat în Japonia pentru o serie de spectacole cu un grup de dansatori de la Disneyland. Într-o noapte, la o oră târzie, am primit un telefon de la mama îngrijorată a lui Alison. Dr. Nansen, avem o problemă," mi-a spus ea. Alison s-a lovit la șol și nu mai poate dansa." Mâine are însă un spectacol foarte important. Credeți că o puteți ajuta? I-am răspuns că aș dori să vorbesc cu Alison, așa că mi-am dat numărul uh, hotelului ei din Japonia. După ce am conectat, Alison mi-a deschis problema legată de șold și mi-a spus că acesta a început să o doară în acea zi fără niciun motiv aparent. Dar abia putea merge. Că despre spectacolul de a doua zi nici nu putea fi vorba să participe la el. După ce am obținut permisiunea de la mama lui Ellison și de la Elison de a o testa prin procură, am rugat-o pe Jean să acționeze ca un subiect, ca un substitut. Deși Ellison se afla literalmente în partea opusă a globului, am stabilit conexiunea cu mintea ei subconștientă fără niciun fel de probleme. Dat fiind că nu era la îndemână, am rămas la telefon cu Allison pentru a avea un feedback, dar doresc să precizez că acest lucru nu este neapărat necesar atunci când practicăm testarea prin procură. Conexiunea energetică între subiect și persoana substitut este suficientă. Distanța nu reprezintă un obstacol pentru energie energie care umple întreaga uh, imensitate a spațiului. Există tot atâta energie în spațiul dintre obiecte ca și în obiectele însele. Dat fiind că energia este continuă și omniprezentă, lucru uh, cu Ellison nu a prezentat nicio dificultate. Am descoperit astfel că Elison avea două emoții nerezolvate captive localizate în țăsuturile șordului. Acestea erau legate de singurătatea și mâhnirea pe care îi le provoca să excursia în Japonia și dorul de casă. Simți că nu dorești să fii în Japonia? Am întrebat-o pe Ellison. A recunoscut reticentă că da, Excursia este fantastică, nu pot spune că nu, dar mi-e dor de casă, de mama și de prieteni. Pur și simplu nu-mi doresc să fiu aici. Mi-aș dori să mă întorc acasă. În continuare am trecut un magnet pe spatele lui Gin și am eliminat cele două emoții captive din corpul lui Ellison. Deși acesta se afla la mii de kilometri distanță, efectele au fost instantanee. Chiar înainte de a pune receptorul în furcă, durerea de șold al Ellison dispăruse miraculos. A doua zi a urcat pe scenă și a dansat fără probleme. Experiența de vindecare la distanță a lui Dorin. O pacientă pe nume Dorin a dorit să le împărtășească cititorilor mei experiența ei de vindecare la distanță, care s-a dovedit la fel de eficientă ca și cum s-ar fi aflat în persoană lângă mine. Am apelat de multe ori în ultimii 10 ani la Dr. Nelson pentru diferitele probleme. În ziua respectivă sufeream deja de câteva zile de simptomele unei hernii hiatale, inclusiv de arsuri și de dureri în zona pieptului. Mă simțeam foarte rău și nu mă mai puteam da jos din pat. Soțul meu, Rick, s-a decis să îl sune pe Dr. Nelson pentru a l întreba dacă puteam face ceva pentru el. Acesta a aflat prin testarea musculară că la baza simptomelor mele stătea o emoție captivă și mi-a tratat-o. Ușurarea pe care am simțit-o atunci a fost instantanee, iar simptomele au dispărut înainte de a încheia convorbirea telefonică cu dr. Nelson. De aceea, le recomand tuturor să fie deschiși. De Înaintea acestui uh, gen de terapie, există numeroase metode uimitoare de vindecare la distanță, care ne stau tuturor la dispoziție și care uh, sunt practicate de anumiți terapeuți specializați. Cum poate fi aplicată o testare prin procură? Să vedem acum care sunt pașii propriu-zis ce trebuie executați pentru a face o testare prin procură. Înainte de toate, trebuie să obții permisiunea subiectului care urmează să fie testat prin această metodă. Testarea fără permisiune reprezintă o încălcare a intimității acestuia și este imorală. Să spunem că un individ pe nume Ryan Jones dorește să fie testat și tratat dându-ți dându permisiunea să acționeze prin procură, adică cu ajutorul prietenei tale, Susan, întrucât el este plecat din oraș. Susan s-a oferit voluntar să acționeze ca subiect pentru Ryan, așa că urmează să aplice starea musculară pe ea 1. La fel ca în orice alt caz de testare musculară, trebuie să începi prin a te asigura că persoana pe care efectuezi testul propriu-zis este testabilă. În acest scop, trebuie să execuți un test de verificare punând întrebări ale căror răspuns îl cunoaște deja. 2. Pentru a stabili o conexiune energetică între Susan și Ryan, rostește afirmația Numele meu este Ryan. Ryan, apoi realizează un test muscular. La început, reacția musculară va fi slabă, dar dacă vei continua să insiști ea va deveni din ce în ce mai puternică. 3. Roagă persoana substitut să repete de mai multe ori această afirmație în cazul de față. Numele meu este Ryan și testează la nivel muscular. Cu cât intenția de a stabili o conexiune între Susan și Ryan este mai clară, cu atât mai rapid se va întâmpla acest lucru. De regulă, după câteva încercări, conexiunea devine stabilă, iar mușchii devin puternici la auzul acestor afirmații. Ca să continuăm cu acest exemplu particular, mușchii brațului lui Susan se vor uh, întări atunci când acestea vor rosti cuvintele. Numele meu este Ryan și, voi, uh, și vor slăbi atunci când ea spune numele meu este Susan. Odată atinsă această fază, ea poate fi considerată un substitut pentru Ryan. În continuare, testul muscular decurge normal ca și cum persoana testată ar fi Ryan însăși. Este foarte important să înțelegi că atunci când această conexiune energetică între substitut și subiect este stabilă, ea este cât se poate de reală. Într-o manieră pe care nu o putem înțelege încă pe deplin, persoana substitut își lasă deoparte propriile nevoi și acționează în locul subconștientului pentru a-l ajuta.